Sunt Marius Țugulescu și vă invit să urmăriți emisiunea Matinal Fi Antenă la Antena 3 Vâlcea. Salut pe toți cu drag, matinalii mei dragi! Sunt Mădălina Mitu și vreau să vă zic că un simplu gest făcut din suflet poate ajunge acolo unde toate cuvintele din lume nu ar putea mângâia și ajunge. Da, oameni buni, invitata mea de astăzi vine din județul Hunedoara. Este o fire ambițioasă, are o fetiță de 4 ani care umple sufletul cu bucurie. A prins drag de muzica populară de la vârsta de 14 ani și a venit astăzi la matinal solista Ionela Maghiari. Bună dimineața cu drag! Bună dimineața și bine te-am găsit și îți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur tare mult, Ionela, că ai venit în această dimineață la noi în premieră și să vedeți ce zi frumoasă și ce ediție așa de veselie, pentru că oamenii frumoși ne calcă pragul de luni până vineri cu începere de la 7:15. Ionela, vreau să te întreb așa, ce mănânci tu la micul dejun de arăți așa de bine? Ce-ți place să mănânci dimineața? Să știi că eu nu prea mănânc dimineața. Nu mănânci dimineața? Servez doar cafeluța. Doar cafeluța. Și poate pe la prânz. Nu am un program de mese. Am înțeles. În general îți place să mănânci sănătos sau nu contează? Tot ce... Nu contează. Tot ce prin mănânc. Da? Deci nu ești pretențioasă. Nu. Am înțeles, Ionela. Fii atentă cum facem, pentru că o să vorbim imediat și despre tine și despre viața ta personală și mai ales profesională. Să ne povestești mai multe și, bineînțeles, și să ne încânți astăzi. Mare drag. Dar până atunci eu vreau să îi invit pe matinalii mei dragi, care îmi bucură sufletul că ne urmăresc în fiecare dimineață, să urmărim prima rubrică specifică matinalului și anume meteo. Pentru ziua de astăzi, oare avem temperaturi scăzute sau crescute? Valiconea ne va lămuri pentru acest aspect. Imediat revenim. Bună dimineața, de bună vestire, și veștile legate de vreme sunt și ele toate bune și călduroase. Cerul în mare parte însorit și cu temperaturi pozitive pe timpul zilei pe la obârșii alotului Vârfului Roma în Parcul Național Buila Vânturalița și Parcul Național Cozia. 4-5 grade în termometru și zăpadă cât cuprinde. 13-14 grade la Horezu, Voinasa, Brezoi și Câineni, cer însorit pe tot parcursul zilei. Prin stațiunile balneoclimaterice Govora, Olănești și Călimănești e băi de soare și, bineînțeles, grade multe în termometru, 14-15. La Drăgășani 17 grade, cer senin. 2 grade mai puțin în Râmnic, zi însorită și dezlegare la plimbări, prin parcuri și alei și de văzut la Lele Zambile și Ghiocei. 25 martie, așadar, la vreme frumoasă dezlegare, dați dezlegare și la pește, de bună vestire. Poftă bună și să fiți sănătoși. Și nu uitați că peștele mămăliga prăpădește. Am ascultat și veștile pentru meteo, pentru vremea de astăzi. Acum știți ce aveți de făcut, dacă trebuie să vă luați o umbreluță sau rașchetuță, adică să facem așa la parbriz, la mașină, să putem veni către muncă sau pas cu pas avem grijă la gheață în cazul în care vremea de afară nu ne mai dă de furcă. Îmi salut și echipa mea, bineînțeles, spiritușii mei voioși și harnici, prezenți în această dimineață, Romeo de acolo de la Butoane. Bună dimineața, Romeo, și Julieta ta ce face oare? E acasă, da? Bună dimineața, Andru, și bineînțeles Andrei, Miță, domnul Paul Mocanu, Sabina, în cazul în care te uiți în această dimineață la noi și savurezi cafeluța alături de Dragoș. Vă salut și pe voi și bineînțeles toți telespectatorii prezenți, harnici și matinali, care se uită la matinal. O să vă spun și dumneavoastră, o să vă salut și pe dumneavoastră imediat, toți telespectatorii fideli, imediat după ce o să o ascultăm pe colega mea Lili Suciu cu horoscopul, dar înainte de asta vreau să o întreb pe invitata mea din această dimineață venită tocmai de la Hunedoara, dragii mei, drumul lung până la Vâlcea. A fost greu?
Și lung sau a fost aglomerat? Cum a fost? A fost aglomerat, am prins și un pic de ninsoare, dar am ajuns cu bine. Aha, am înțeles. Ionela, ce zodie ești tu? Berbec. Berbec. Cu zodiile acestea cum te împarți? Sunt persoane care cred, persoane care nu cred? Eu nu cred. Din ce categorie faci parte? Eu nu cred. Nu crezi? Nu mi s-a întâmplat nimic din ceea ce mi s-a zis până acum. Da? Dar așa ca și caracteristici, cum se spune la zodiac, compatibilități, crezi în acest aspect sau? Să știi că am mai întâlnit berbeci și tot cam la nivelul meu sunt. Deci vezi, oarecum astrele acestea se aseamănă, da. Se aliniază planetele, Jupiter, Saturn, intrăm în, cum e vorba aceea, se aliniază, cum e mai Romeo, zi tu, hai, planetele, uite cine știe mai unde era vrăjitorul nostru. Ești un cititor așa în glob sau cum? Te uiți? Da? Cu? Un bobul de fasole, da? Știi să dai cu bobii, a? Am înțeles. Bun, Ionel, hai să vedem ci că o serie de sentimente trec acum printr-un filtru nou și vor observa că se vor maturiza mulți dintre nativi în urma unor experiențe trăite. Dar să vedem pentru care zodii în parte este vorba despre această maturizare. Lilii Suciu ne va spune... Pentru fiecare zodie în parte, astăzi cum stăm cu zodiile, imediat revenim. Berbec. Nativii zodiei sunt sfătuiți de către astre să nu fie prea duri cu partenerul de cuplu în această zi. Nativii au șanse mari să înceapă să câștige ceva mai mulți bani, datorită unor oportunități care apar pe plan profesional. Taur. Astăzi, taurii trebuie să facă o pauză sau să găsească un moment de liniște ca să își facă ordine în gânduri și în sentimente. Este necesar să vă schimbați atitudinea la locul de muncă, potrivit sfatului venit din partea astrelor. Gemeni. Acești nativi încep să se bucure de mai multă stabilitate la capitolul iubire, dar pot apărea anumite probleme la capitolul bani, potrivit astrelor. Anumite tensiuni ar putea să apară la locul de muncă. Erac. Acești nativi iubesc să fie independenți, dar astrele îi încurajează să se lase iubiți și apreciați de cei din jur. Trebuie să aveți grijă la diferitele cheltuieli pe care sunteți tentați să le faceți dacă nu vreți să aveți probleme cu banii în viitorul apropiat. Leu. Leii trebuie să învețe să respecte mai mult opiniile partenerului de cuplu. Cei născuți în această zodie au șanse mari să primească o oportunitate în carieră, mai ales cu ajutorul prietenilor. Fecioară. Astăzi, nativii zodiei o duc excelent la capitolul dragoste și lucruri frumoase urmează să se întâmple potrivit alinierii astrelor. La locul de muncă, nativii vor fi nevoiți să depună mai mult efort. Balanță. Astăzi, nativii zodiei trebuie să facă tot posibilul pentru a face economii la capitolul bani. Nu ar strica o atenție sporită la locul de muncă. Astrele vă sfătuiesc să aveți grijă la posibile alergii de primăvară. Scorpion. Nativii zodiei au mare nevoie de ajutor și susținere din partea familiei și celor dragi, iar acest lucru va apărea în cursul acestei zile. Astrele vă sfătuiesc să aveți grijă la capitolul financiar. Săgetător. Astăzi, săgetătorii au tendința să se cufunde în monotonie la capitolul dragoste. Nu vă lăsați acaparat de restul lucrurilor din jurul vostru, încercați să dați dovadă de răbdare cu colegii de la locul de muncă. Capricorn. Acești nativi au șanse destul de mari să o ducă mai bine la capitolul dragoste începând cu ziua de astăzi. La locul de muncă puteți să primiți ajutor de la cineva cu care vă înțelegeți bine. Vărsător. Acești nativi o duc în sfârșit bine la capitolul dragoste, dar cei născuți în această zodie sunt sfătuiți să fie mai atenți la capitolul bani. Cu sănătatea o duc excelent. Pești. Nativii zodiei au parte de noroc. Astrele îi pot ajuta să câștige sume importante de bani. Nu neglijați însă dieta și sănătatea. Îți mulțumesc ție, Lili Suciu, pentru veștile aduse astăzi la capitolul horoscop. Iar acum, bineînțeles, trebuie să vă mulțumesc și dumneavoastră la fiecare în parte pentru că ne urmăriți în fiecare dimineață și acest aspect îmi bucură inima și sufletul și sper din adâncul inimii mele că nu vă plictisesc și vă captez atenția în fiecare dimineață cu invitații care mai de care mai talentați și mai frumoși, care ne dau sfaturi sau care ne încântă sufletul și mintea. Și aș dori să-mi salut și eu telespectatorii acum, să începem ediția cum se cuvine. Bineînțeles,
Terezia Maria Banac, Adrian Monafu, doamna dirigintă nelipsită, domnul Constantin Argeșanu, Georgescu Liliana și, bineînțeles, Cătălin Georgescu, colegul nostru de la radio, care mi-a spus: Mădălina, mă uit în fiecare dimineață la tine alături de mama mea, îmi beau cafeaua și este o plăcere să te urmăresc, mă bucur din suflet. Sper să nu mă critici prea tare atunci când mai greșesc. Știu că tu ești un profesionist desăvârșit, mai ales la experiența ta la radio de atâția ani. Și nu numai, ai o voce de top și mai ales emisiunile pe care tu le faci în fiecare zi aici la noi bucură sufletul, mintea tuturor celor care te ascultă și mai ales care atunci când merg spre locul de muncă sau la o plimbare tu le oferi muzică de calitate. În continuare, Alex Anton, Mihai Iordache, Claudiu Sândulescu, Nicușor Iulian din Cincu, Brașov, Mari Buhulete, Cristina Făgădău, domnul Nicu Făgădău, Popescu Filoftea, Lucian Cărămidă, Maria Florina Nicu, Oprea Ciprian, Rosetti Ioana și, bineînțeles, toți cei care sunt în fiecare dimineață de acolo din fața micilor ecrane. Și este mai complicat așa cu pagina noastră de Facebook Antena 3 Vâlcea, unde vă invit să ne dați și un like și o distribuire, fie pe contul nostru personal sau fie pe un grup. Alături de mine, vă spuneam la început că a venit o solistă de la câțiva kilometri, aș putea spune chiar sute. Câți mai Romeo sunt de aici de la Vâlcea până la Hunedoara? Ai idee? Ia uite, 250, am și GPS-ul cu mine, informația momentului. Atâția sunt Ionela sau? Aproape. Câte ore ai făcut până la noi? 3 ore. 3 ore, deci te-ai trezit cu la noaptea 6. În cap, da, și ai ajuns într-un final, mă bucur tare mult. Vreau să te întreb așa, pe ce solist, nu știu, ai îndrăgit și ai apreciat de te-a îndemnat să te apuci de cântat? Pentru doamna Olguța Berbec. Olguța Berbec, măi, dar tot aud acest nume, măi, Romeo, ce se întâmplă cu această solistă care iubești, o îndrăgesc mai mulți artiști la început de drum. Este o solistă foarte bună și la suflet, și la cântat, și în tot ceea ce... O cunoști personal? Da. Am înțeles, atunci nu o să te... Credeam că o știi doar de la televizor, că știi cum e vorba, ceea ce vezi pe sticlă nu prea coincide și cu realitatea, caracterul omului e diferit, ceea ce vrea să transmită pe TV cu realitatea. Știi cum e? Am dreptate, măi, eu, Romeo? Am, mare dreptate. Mie îmi place auzi de tine, Romeo, că vorbești mai mult tu cu mine. Laurențiu, nu, se ascunde, se dă în stânga ta, în dreapta mea, și nu, ca să nu-l mai văd, să nu mai vorbesc cu el. De ce face oare așa? Să intimidează, a? Dar tu ești așa pe... N-ai nicio emoție, a? Am înțeles. Deci doar pe ea nu știu, o îndrăgești? Mai mulți soliști, nu? Mai mulți. Pentru că ea, dacă stau să mă gândesc, n-a început, a început de curând, de vreo câțiva ani buni, a scos câteva piese, a avut așa un top și de acolo toată lumea, hop, a făcut și rima dimineții, toată lumea o îndrăgește. Sunt mai multe, dar nu. Ea este mai la suflet. Ea este mai la suflet, da. Mă bucur tare mult. Uite, ai o familie frumoasă și vreau să-mi povestești puțin despre viața ta personală. Cum e? O fetiță care ți umple sufletul și vreau să te întreb, vrei să-ți calci pe urme sau vrei o altă carieră pentru ea? Eu sunt cu ideea împăcată că niciodată n-am să-mi oblig copilul să facă ceea ce eu fac. Dacă ei va plăcea să cânte... Ea tot spune că se va face doctoriță. Da? Acum vedem ce vrea Dumnezeu. Ai venit cu ea în această dimineață și este foarte frumoasă, e acolo în spate. Mulțumim. E foarte cumințică. Cum o cheamă? Beatrice Elena. Beatrice, ce faci tu? Te uiți acolo la desene și cumințică? Da! Chiar mă bucur, aveam emoții. Zic, măi, dar dacă nu te lasă să filmezi, da, uite ce cuminte. Ea este și în casă la fel. Sunt mândră de acest copil care... Te ajută în gospodărie, eu știu, în orice, să gătești. Eu când eram mică, eram acolo lângă mama să învăț și eu. Ziceam, lasă-mă, mamă, să spar și eu un ou, să pun un ou, chiar dacă îl puneam cu coajă cu tot. Zi-mă-i, Romeo, și să fac și eu cozonacul. Zic, mamă, lasă-mă pe mine să sparg ouăle. De unde? Dacă eram prea mică. Acum diferă foarte mult copilăria. Tablete, telefoane. Ești de acord cu acest aspect? Sau? Nu stă foarte mult, o las, pentru că să nu simtă, vai, copilul celălalt de ce stă și eu nu stau.
Dar ea face și pătuțul singură, mă ajută foarte mult. Îi dai sarcini, nu? Da, 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 da. Să strângă jucăriile? Da. E, la jucării nu prea strânge ea. Mami, strânge tu. Prostii nu face. Nu? Nu, iese foarte cu minte. Am înțeles. Dar tu cum erai când erai cu minte? La fel sau erai mai... Să știi că eu sunt, eram mai cu minte, parcă. Ea mi se pare mai... Nu că ar fi ambițioasă, e mai energetică. Are o energie de când se trezește până seara, deci te obosește. Dar pe mine nu mă obosește. Și un frățior pe când? Momentan nu mai. Momentan. Câți ani ai, Ionela? Știu că e frumos să te întreb, dar... 25 fac luna viitoare, pe 7 aprilie. Da, Romeo, am plecat. Ce să fac? Hai de mama mea. Păi, da. Ești tinerica activă. Eu, uite, măi, muncitoare. Eu am vrut de tinerică să am o fetiță. Chiar fetiță mi-am dorit. De când eram mică, mă jucam cu păpușile și am, Doamne, când o să am și eu copilul meu, aceea o să mă comport tot așa. Asta înseamnă că la 21 de ani... 21 am născut-o, în Germania este născută. O, e nemțoaică. Da. Știe limba sau doar... Nu, am plecat de la 2 anișori. Un an jumate chiar, din Germania. Nu s-a obișnuit acolo și nu... Cum a fost viața? Ți-a plăcut sau nu prea? În Germania, să știi că nemții sunt foarte reci față de noi. Nu se distrează cum ne distrăm noi românii. Au alte mâncăruri care nu ne plac. Ești gospodină, Ionela? Gătesc. Gătești? Gătesc foarte des, da. Gătesc și prăjituri, și mâncare, tot ce aparține de casă. Am înțeles. Deci sunt reci ca persoane, nu ți-au plăcut? Da, nu, nu. Nu. Și de aceea ați luat decizia să vă întoarceți sau? Doar părinții au rămas acolo la lucru și noi ne-am întors în România. Da. Unde e mai bine ca la locul unde ești născută. Da, eu, ce frumos, sentimentul meu este la sentimentul tău. Am luat și eu aceeași decizie ca și tine. Americanii, oamenii, și femeile și bărbații, mi se păreau foarte reci, exact ca și ce ai spus tu de nemți. Dar na, fiecare cu cultura lui, cultura lor, noi avem alte tradiții, mi-era dor de tradițiile noastre, de obiceiurile noastre, de sărbătorile noastre, în momentul când... Eu știu, venea Halloween sau ceva lor, mă simțeam de parcă sunt de pe altă planetă, Romeo, și am zis, ia că mă duc eu acasă la mine așa cum o fi, bine, greu, frumos și așa, asta e, mai bine acasă. Fii atentă, Ionela, cum facem, pentru că a strigat Beatrice de acolo din spate, mama, și ca să vedem ce dorește, pe timp ce ascultăm primul tău videoclip muzical, vedem și Beatrice ce ar vrea să facă. Și matinalii noștri de acasă se vor bucura să asculte așa o melodie frumoasă, veselă de dimineață. Așa că, Romeo, dă-i play acolo la butoane, că sunt tare curioasă să facem așa pe DJ-ul în această dimineață. Oh,
Da, Ionela, o piesă foarte frumoasă, fetița ta în acest videoclip muzical, bănuiesc că e special dedicat pentru ea și pentru toate mamele care au fetițe, nu? Da, așa este, special pentru fetița mea și pentru toate mamele care au fete, să le dea sănătate. Am înțeles. Vreau să te întreb așa, cum era viața ta acum un an, doi, cinci ani aproximativ? O fată cu minte. Nu pot spune că acum nu aș fi. Nu s-a schimbat în rău, să zic, de acum un an, doi, până apărea fetița. Dacă îți apare un copil în casă, se schimbă totul. Nu mai poți să faci, să ieși, să iei o pâine până nu o îmbraci și pe ea să o iei după tine, pentru că, na. Dar totul s-a schimbat numai în bine. Mă uit de la tine și ești de apreciat, Ionela, faptul că zâmbești și privești așa viața cu energie pozitivă, cu un vibe bun, având în vedere că poate n-a fost ușoară la un moment dat și prin nu știu cum ai depășit momentul vieții tale, dar ești de apreciat. Și dacă ai un sfat, eu știu, pentru toate mamele, femeile, soțiile care se uită la tine, chiar te îndemn la un sfat să le dai. Pentru că multe se complac în viața nefericită pe care o au într-o căsnicie sau într-o relație și n-au curajul de care tu ai dat dovadă. Eu, în primul rând, pot să depășesc treaba asta, sunt ambițioasă și dacă zic că nu e locul de mine, nu mai intru în locul acela. Să fie ambițioase, curajoase și dacă nu se simt iubite, nu este locul lor. Ce frumos! Chiar n-am cuvinte și chiar te felicit pentru acest aspect. Știu că multă lume zice, vai, dar trebuie să ții de căsnicie cu dinții, cu tot ce ai tu mai bun, să tolerezi, să ierți. Da, și toleratul ăsta are vorba aceea. Bătrânească, ierți odată, ierți de două ori. Lumea te vede pe exterior, vai, ce fericită îi, vai, ce bine arată familia și în interior... Vreau să te întreb așa, cum te relaxezi tu după o zi grea de muncă, având în vedere că ai avut foarte multe evenimente în ultima perioadă? Ce-ți place ție să faci? Este și o întrebare a telespectatorului nostru preferat și top number one, adică Adrian Munafu. Întreabă tot timpul artiștii, pe lângă faptul că îi felicită pentru cariera lor, ce îți place așa să faci în timpul liber? După o zi de cântat sau după o zi de muncă, merg după fetiță la grădiniță. O iau acasă, o schimb și ieșim la locul de joacă, mai nou. Și ne jucăm și acolo îmi petrec timpul, la locul de joacă. Dar pentru tine, așa, ca femeie, ca femeie în principiu, ce-ți place să faci pentru tine? Asta să stau în bucătărie, să fac câte o prăjitură sau să gătesc. Asta este relaxarea mea. Așa, femeie, să tot ai la casa omului, că multe femei se relaxează mergând, ia zi mai Romeo, la shopping, în vacanțe, călătorii. Să știi că pentru mine nu ar fi că mă duc în mall să mă relaxez. Mă duc în mall poate cu o treabă, să caut ceva sau să-i ofer ceva fetiței. Vreau să te întreb, care este obiceiul cel mai enervant pe care l-au oamenii în general? Ce te deranjează la oameni, Ionela? Răutatea din ei. Am ajuns să fim mâncători. Ne întrebăm de ce ne dă Dumnezeu atâtea. Pentru că suntem răi. Dacă faci ceva greșit, nu te ridică. Ba, lasă, mergi mai departe. Te dă jos ca să fii la un nivel mai jos ca ei. Păi se spune că oamenii care fac acest lucru înseamnă că nu sunt suficienți de buni și bunătatea lor este văzută atunci când îl văd pe cel de lângă la pământ și așa le crește stima de sine. Da, așa le crește valoarea, dar este falsă. Da. Hai și noi cu valoarea asta ta muzicală și cea mai mare comoară pentru fiecare artist în parte în care își bucură toate persoanele pasionate și care apreciază muzica populară, folclorul nostru românesc, cu următorul videoclip muzical. Ionela, să vedem ce ne-ai pregătit cu a doua piesă și une după vreau să-mi spun ne-ai filmat. Doar na, 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 n-aș fi zis că n-am să mor, na, 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 meu.
când te-am văzut, na, 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 de mine n-am mai știut, na, na, la meu. Inima mi s-a oprit, na, 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 pentru ei doar am trăit, na, na, la meu. Inima mi s-a oprit, na, 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 pentru ei doar am trăit, na, na, la meu. Să merg înainte, na, 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 numai cu tine în minte, na, na, la meu. Aș vrea să merg înainte, na, 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 numai cu tine în minte, na, na, la meu. Să sunt pe același prag, na, 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 să trăim cu drag, na, na, la meu. Să sunt pe același prag, na, 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 să trăim cu drag, na, na, la meu. Curiozitate aparte și vreau să-mi spui cine te ajută cu piesele, videoclipurile, text, linie melodică? Melodia de-a cântat acum, Nană de atâta dor, ne-am cântat-o de fapt, este melodia mea proprie. Toate melodiile de Leam sunt ale mele, text și linie melodică. Unele sunt făcute de doamna Nina Predescu, pe această care o salut în orice emisiune merg, făcut cu drag. Sunt înregistrate la studioul Puiu Codreanu din Deva. Și sunt filmate la diferite locații. Melodia aceasta este filmată la Casa de Vis din Petroșani. Ce frumos, frumoasă piesă, frumos videoclip și vreau să te întreb, ce greșeală nu ai mai repetat niciodată, Ionela? E ceva ce regreți așa în trecutul tău? Nu, nu am avut nicio regretare și nici nu... Sper să nu am, până la vârsta asta n-am nimic. Da, așa, un lucru imatur pe care îl faci, îl obișnuiești tot timpul? Mă supăr repede, dar întrece și repede. Dacă știe persoana respectivă să... Face, da, nu? Da. Dar e mai complicat așa, bărbații să înțeleg mai greu femeile. Așa fac ei de obicei. De Romeo, cu de și cum era chestia aia pe Facebook, Romeo, în care, și invers, nu? Era pe internet și că cum poți să înțelegi o femeie? Știi? Și era Dita Mai cartea. Dita Mai romanul, cum să înțelege o femeie. Sunt unii bărbați care înțeleg, unii care nu înțeleg. Am înțeles. Și vreau să te întreb viitorul tău. Ce planuri ai pentru el? Viitorul meu, vreau să scot cât mai multe melodii și colaje, bineînțeles, ca să pot să distrez oamenii, cum facem noi de obicei, și să-mi cresc copilul în liniște și pace. Și să fii mai ales iubită și apreciată, că merităm toate femeile acest aspect. Așa este, da. Chiar dacă, eu știu, am avut o decepție, că nu ești nici singura, nici ultima și bărbații la fel și femeile la fel de înaltă, mai întâmpinăm această problemă în viața asta și trebuie să mergem cu fruntea ridicată. Bărbații nu super așa ca noi, nu este mai supletiste, mai... Suferă și ei în adâncul, uite pe Romeo, în adâncul inimii acolo, dar nu prea se arată, să zicem, ci că ei sunt mai sensibili ca noi, dar nu se arată, se consumă pe interior. Ia uite-l pe Romeo ce confirmă. Zâmbind, deci atențiune, zâmbind. Și cred că se mai, își mai, cum să zic, împacă inima cu alta. Cu amanta sau acum amanta, depinde. Ca să uite mai ușor, să treacă peste. Ia uite-l pe Romeo. Se întoarce, ai grijă că nu mai mănânci ciorba caldă. Ionela, fii atentă. Eu am o chestie foarte interesantă. Sau se numește, ce preferi? Și am așa, prima întrebare: Instagram, Facebook sau TikTok? Ce preferi dintre acestea trei?
Să știi că TikTok-urile mă uit doar când mă plictisesc. Deci am făcut TikTok? Acum ceva vreme și mi-am pus doar două videoclipuri cu mine. Dar dintre toate trei ce preferi? Facebook-ul. Facebook-ul, suntem de modă veche. Și tu, Romeo, la fel, da? Bate palma, cupa și cei de acasă, ia să-i întrebăm și pe ei ce preferați. Instagram, Facebook sau TikTok? Așteptăm mesajele dumneavoastră, că nu mai avem foarte mult. Și vreau să te întreb, draga mea, poză portret sau de la distanță? Indiferent, nu contează. Dar alege uneori ceva. Când îmi face cineva, trebuie să ies bine. Îi zic, hai mai aproape, du-te mai la distanță, du-te mai în dreapta, du-te mai deci în stânga. De la distanță. Deci fac mai multe poze ca să aleg una. Am înțeles. Vacanță sau muncă? Vacanță? Cine își dorește muncă? Păi da, dar în vacanță cheltui bani. La muncă câștigi. La muncă câștigi. Deci rămâne să vacanță. Știi că eu nu vreau vacanțe scumpe cum vor altele. Dar unde îți place așa să mergi în vacanțe? Vara la mare, iarna la munte. Dar nu-mi place iarna, să zic cum îmi place vara. Am înțeles. Frumusețe sau suflet? Suflet. Frumusețea este trecătoare. Chiar așa? Chiar așa că nu murim frumoși. Murim îmbătrâniți, pricăjiți, cu dureri de spate, Romeo, dureri de articulații, stânga-dreapta. Păi cum? Ciocolată sau vanilie? Ciocolată. Oh, alimentație, sport sau plăceri culinare? Sport. Sport? M-ai întrebat de ce arăt bine. Ah, fac sport? Uite, și asta ne mai întreba Adrian Monaf. Nu fac sport, mă plimb cu fetița, este în orașul meu, noi spunem roată de Jiu. Este un părculeț și dăm pe lângă Jiu și ne plimbăm. Deci mergi foarte mult pe jos. Și... este o modă acum, mașina e mașină, nu te-a făcut mama în mașină. Mersul corect. Pe jos, face piciorul frumos. Deci atunci, doamnele, arătați bine, mergeți pe jos. Bun, bine, tu ești și tineric, arderile sunt mai bune. Da. Apă sau suc? Suc. Suc. Minciună sau adevăr? Adevărul. Vezi că doare? Minciunea asta la evială, știi, nu? Da. Orice ar fi. Vacanță în străinătate sau în țară? În țară. Munte sau mare? Mare. Mare. Iubit sau prietene? Iubit. Da. Club sau restaurant? Restaurant. Filme horror sau comedie? Comedie. Alb sau negru? Alb. Poze cu filtru sau reale? Reale. Reale. Și ultima întrebare, fii atent aici. Să vedem. Duș sau cadă? Cadă, e mai un relax. Da, îți place să stai așa, să te relaxezi, da, nu? Da. Am înțeles. Ionela, îți mulțumesc tare mult de prezență și îți mulțumesc că ai fost sinceră și ne-ai răspuns așa la toate întrebările. Vreau să te invit ca de final așa lângă mine, fără emoții. Fără emoții, vai! Dacă ai văzut până acum emisiunile noastre, mi-ai spus că ai urmărit așa câțiva colegi, da, de brază de ai tăi. Și vreau să extragi un citat motivațional, Karma Matinalului, să vedem ce îți rezervă de final. Până tu îl citești, îl rumegi așa puțin, pentru că vreau să-mi spui dacă te caracterizează. Îmi iau și ușor, ușor mazbun de la cei care ne urmăresc la această oră, ca de final. Dragii mei, ca de fiecare dată, eu, Madalina Mitu, de luni până vineri, cu începere de la 7 și un sfert, uneori 7 și 20, vă așteptăm să vă facem diminețile mai energice, mai cu zâmbetul pe buze, fără dimineață frumoasă, ne merge așa toată ziua rău. Și de aceea îmi dau toată silința ca să vă fac fericiți în fiecare zi. Bun, te ascult. Ce scrie aici? Ia nu poți opri valurile, însă poți învăța să navighezi. Așa este, nu le putem opri. Singurul lucru ce putem face este să învățăm să notăm sau să navigăm. Că altfel, știi cum e, te scufunzi, te duci așa ușor, agale, nu mai poți să respiri și s-a dus cu viața aceasta. Așa că trebuie să învățăm să notăm printre probleme, să le ocolim sau cel mai bine să le înfruntăm cu pieptul așa înainte și cu fruntea ridicată și cu multă, multă ambiție, da? Da. Ionela, dăm voie să strâng mâna. Îți mulțumesc de suflet. Sper că te-ai simțit bine. Foarte bine de mine. Și dimineața chiar mi-ai făcut-o mai frumoasă. Și îți mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc mult de tot. Sper că și cei de acasă s-au simțit bine în această dimineață alături de noi. Îmi place foarte mult ținuta ta, așa roșu aprins, mulțumesc, ca dragostea. Păi e luna martie, luna femeilor, a dragostei. La mulți ani femeilor, să fiți sănătoase, iubite și fericite și să aveți o primăvară frumoasă. Însă nici bărbaților, că se spune că pe 9 martie este ziua bărbaților, la mulți ani și vouă. La mulți ani
tuturor, la mulți ani, oameni buni, vă dorim o zi plină de energie și de veselie. Toate cele bune, la revedere! Să mă fac frumoasă, că voi fi și eu mireasă. M-aș duce și eu la nuntă să joc.